Ce se întâmplă? I'm still standing here screaming fuck the free world. Valentine's Day. Drăgostiți, nu mai mult. Un pariu că partea masculină a urmăritorilor acestei emisiuni au pus clip pe pauză și au rămas așa pe gând. Aoleu, am uitat de cadouri. Dar liniștiți, mai aveți timp încă 3 zile să cumpărați un cadou pentru iubita voastră, cu plăcere. Dar mai sunt câțiva printre noi care încă nu au parteneră de ziua îndrăgostiților. Aveți încă destul timp. Știu, e zi de școală, n-aveți cum să știți azi în oraș. Dar nu vă faceți probleme. Școala e un loc ideal pentru a agăța o fată. Mai ales acum, mai sunt încă fete care nu și-au găsit partener. Nu multe, dar mai sunt. Da, sigur. Dar gata cu ziua îndrăgostiților. E timpul să uităm de euforia dragostei și să ne aducem aminte că azi e doar joi. Adică trebuie să mergem la muncă. Cel puțin încă 2 zile. Da, drumul spre muncă. Un chin pentru unii și o relaxare pentru alții. Dar e bine. E bine. Joi aproape a trecut, vineri e zi scurtă, deci vine weekendul. Relaxare, nu ne deranjează nimeni, stăm, ne uităm la televizor, ne jucăm un joc. Weekend. Abia aștept, deja sunt cu gândul acolo. Deși mie contract era alo, da, șeful, scuze, aveam puțină treabă. Muncă, muncă și iar muncă. Hai, mă doare capul. Ia să mă duc eu să mă uit un pic pe net să văd de niște remedii pentru dureri de cap naturiste. Da, ce mă doare capul, netule, ajută-mă. Nu, nu, de ce? Mami, am cancer. Bun, suntem la jumătatea emisiunii. Asta înseamnă un singur lucru. International Vine. Sau? Îmi arunc un ochi pe afară ca să văd ce vine-uri are. Your food's ready. Okay, I'll be there in a second. Okay, but it's like ready now. Hey, what's your guys' Wi-Fi password? Oh, we don't have Wi-Fi here. What am I supposed to do? Wee wee! Just kidding. What's the problem, silly Sally? I've been shot. Oh, it's blood. Help me. Mom, there's no food. Oh wait, that's right. I'm an adult now. I have to buy my own food. Hey, Mom, where do you buy food? Hey, little girl, you want some candy? You actually have any? Oh, I've never gotten this far. Give me one sec, I'll be right back, I'll get some- Dude, it's summer, you know what that means? That you get to sit alone in your room, overeat, and watch Netflix for 3 months? Yeah! Aren't you excited? Hey, I'm hungry, you wanna go get Taco Bell? Jinx, you owe me a kiss on the lips. You're not going anywhere, Brandon! Da, știu. Trebuie să găsesc un nume pentru rubrica asta. Până săptămâna viitoare o să mă gândesc. Dar până atunci vreau să vă întreb ceva. Voi ascultați manele? Dacă da, ascultați în public? Sau încercați să vă ascundeți, să nu vă vadă nimeni? Un prieten în liceu care, cred că spunea, cel mai tare bancul din lume. Că nu era vorba numai despre bancul în sine, era vorba despre felul cum o spunea. Chiar avea har și era foarte greu să nu râzi când povestea ceva. Eu levita mereu, mi-era frică să nu pățesc așa. Și-a sărit eu! Da, la școală, un astfel de râs ne poate strica rău de tot imaginea. Și știm cu toții în liceu cât de importantă este imaginea. Poate nu la fel de importantă ca pe vremea mea când eram în liceu, când spațiul online era ceva SF. Astăzi, generația online este altfel. Acolo imaginea înseamnă cu totul și cu totul altceva. Dar eu vă sfătuiesc să nu stați pe calculator toată ziua. De altă, dar poate vă doare fundul. Mama îmi reproșează tot timpul că stau prea mult pe calculator. Dar nu înțeleg care e problema ei, adică îi am 18 ani. Uneori când cad pe gânduri, îmi imaginez cum ar fi să câștig la loto. Aș călători, mi-aș face o afacere. Aș cumpăra un tigru. Cine știe? Da, bine. Nu, doarme. Așa te iubesc pe tine. Abia aștept să ne vedem. Da, mi-e dor de tine. Nu mi-am spus că am câștigat loto încă. Da, mâine sau poimine, nu știu. Dar nu prea am șansă să câștigă loto. Dar cum ar fi? Să dau o petrecere după ce am toți banii în mână. Să-mi chem prietenii, dar și necunoscuți. Toți să mă felicite. Cum felicit necunoscuții.
Stimabile, felicitări, toate cele bune vă doresc. Cum îmi felicit prietenii. Bine, bă, paie, bravo, mă, da, bă, 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 bine, bă, bă, bine, bă, bă, bine, bă, 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 bă. Dar astea rămân doar vise. Poate într-o zi, cine știe. Dar până atunci noi am ajuns la final. Ca de obicei, vă îndemn să fiți cât mai creativi și să nu uitați că simțul umorului este o virtute. Mergem acum mai sărinca. Dovedim în toți fanii mei că sar și cap.